mai devemult. Bună dimineața! Suntem un pic așa cu ochii mici de la soarele ăsta frumos. Am dormit bine aici. Ne așteaptă o nouă zi. Nu m-a durut rechea, nu am strălutat. Foarte bine. Totul bun. Da. După aproape 45 de minute de sport. Am și terminat, i-am băut direct din ăsta. Un shake, din ce ai făcut shake-ul? Proteic, este super important, că îmi dau seama că deși sunt slăbuță și fac mult sport, mi se pare cam așa, pielicica moale. Și din câte am citit și toate cele, rezumatul este că nu consum suficiente proteine. Drept urmare, mi-am luat izolat proteic vegetal, adică e pe bază de soia. Și asta e baza shake-ului. Și azi am pus o banană, niște miere, propolis, care se simte super, super mult, niște lapte de soia, care și acela este super proteic și foarte mișto este și acest complex de alge pe care îl folosesc, care gen și spirulină și alte cele care... Ce-sta? Complex de alge este o combinație de alge de la Heller Young, descoperit tot așa un brand local super, super drăguț. Mă rog, cert este că am nevoie de calciu, de proteine și de toate cele și... Complexul ăsta de alge le are pe toate, adică ceea ce am eu nevoie și e super bun să-l pui în shake-uri. Oricum, super bun shake-ul. Mă gândi la nasocul. Tăiați! Cat! Avem de acasă câteva pachetele de vine decongelate. Le-am scos aseară. Le-am scos aseară, s-au decongelat. Și cu sălățică. Așa, mai pe românește, cu castravete pe... greșeță românește. Bun, bun. Mai trebuie puțină sare și puțin ulei. Asta e mic dejunul nostru de azi. Da. Pe lângă shake-ul de mai devreme. Ăla e doar așa, de încălzire. De încălzire, da. Și ceva de niște vinete. Unde-s vinete? Au venit la fix și porția nici prea mare, nici prea mică. Cred că un pic am multe, dar... Nu, lăsați. Cum se zice? Breakfast with the view. Am mâncat ce am contemplat așa la marea asta frumoasă și liniștită. Să fie de bine. Mm-hmm. Direcția plajă. Plăjichi. Plăjichi. Bună. Permite-mi să te abordez. Perfect. Și apa începe să-și revină, e mai albastră acum câteva săptămâni și zilele trecute era așa mai închisă la culoare, mai acum începe să fie mai albastră cum trebuie să fie. Plaja liberă, frumos, ne place. Hei, unde ai dispărut? Spor. Aoleu. Ce faci, sirena? Gândeam să mai răspundem la niște întrebări. Că e pe YouTube, pe comentariște. Ce drăguț. Acum că avem net, putem să ne răsfățăm cât vrem noi. Nu că ne răsfățăm, ne lăfăim. Ți-ai bronzat bucuțele. Cât nisipul ăsta de aici avem net și cât mare asta fost. Aol! Să nu exagerăm. Așa e bine, să nu Hai exagerăm. Să răspundem, ia telefon. Hai. Ne-a întrebat cineva. De fapt, m-a întrebat cineva ce semnificație are tatuajul acela I Love Amsterdam. Ăsta de aici, în caz că nu l-ați văzut. Păi ce semnificație poate să aibă decât simpla semnificație pe care o exprimă? Cred că cel mai important ar trebui să subliniez că nu ai luat nicio substanță interzisă. Da, spunem tot ce trebuie. Alcoolică sau ceva. Semnifică faptul că îmi place și iubesc Amsterdamul și, cum am răspuns și în coment, dacă ar fi vreodată să mai aleg... Să alegem, să trăim într-un oraș, într-un apartament, în viața aia urbană. Da. Cred că mi-ar plăcea foarte tare, foarte tare să fie Amsterdam acel oraș.
Am fost de vreo 4-5 ori acolo. Tatuajul l-am făcut la prima vizită în Amsterdam, acum vreo 10 ani. În centrul Amsterdamului. Am plătit 130 de euro pe el. Nu-mi vine nu să cred acum. Nu mai spune cât de faci de râd. Așa era la vremea aia. Așa era, na. Centrul Amsterdamului, în fine. Consumerist. Da, nu eram beat, nu eram fumat, nu eram nimic. Asta și vreau să zic, am fost de 5 ori în Amsterdam, cred, cu prietena, cu prietenii, cu băieții, cu în toate formele. N-am fost niciodată la fete. De fapt am fost, dar doar să ne uităm așa pe acolo pe stradă. Și am fost odată la fete și am început să mă certe, să alerge după mine cu papuci. Da, nu prea ne lăsau nici să filmăm, nici să nimic. Da, cred că asta. Timide, timide fetele de acolo. Așa, n-am fumat niciodată. Știu că e greu de crezut, dar nu mă pasionează și nici pe Raluca. Raluca nici măcar țigare normale. Eu măcar am viciul ăsta cu țigările normale, de care sper să scap în curând, dar nu m-a pasionat. Am încercat, am tras câteva fumuri. Mi-am dat seama că nu e de mine, nu-mi dă o stare ok și nu obișnuiesc. Eu nici cu alcool nu sunt, adică cred că beau 10 beri pe an, așa, adunate toate și... Cu șubii ce mai îți place? Rar, așa, cât un șat sau o chestie, dar nu. Raluca de multe ori se plânge că n-are și ea cu cine să bea cât un pahar de vin seara în fel, deci credeți-ne că nu e... Nu da. Vă dați seama cât sufăr. Da, cum mă spunea Sadhguru într-un video, că a fost întrebat: Sadhguru, fumezi iarbă? Îți place iarba? Și omul a dat un răspuns foarte mișto cu care a rezonat și care mi se pare foarte tare. El zice că creierul și mintea trebuie să fie în permanență agere. Alerte, da. Alerte. Pentru orice, ca să te poți bucura de viață, ca să te poți feri de pericol, ca să fii cea mai bună versiune a ta. În momentul când consumi alcool, substanțe în exces, nocive, iarbă și tot fel de substanțe care îți dau diferite stări, creierul nu mai e atât. Adică, știi, a dat un exemplu. Ați vrea să fumați, ați vrea să zburați cu un pilot care anterior zborului a fumat niște iarbă? Nu prea. Nu cred. Deci atunci, tu de ce ai vrea să faci asta? Știi? Cam asta e. Și când te uiți pe stradă la oameni beți, la oameni proști, la oameni deștepți, la oameni fericiți, închipuiesc că așa arăți tu, ăla ești tu, în momentele alea. Și alege cum vrei să fii. Știi? Da, eu... Vrei să fii ca ăla beat? Un exemplu bun. Vrei să fii ca ăla fericit? Vrei să fii ca ăla zâmbăreț? Decizia e la tine, așa că decizia a fost la mine, nu fumez. Unii spun că are beneficii medicale, poate așa o fi. Dar e în fine, care, da, cam asta e povestea tatuajului. Vă încurajez să vă tatuați? Nu. Dar nici nu vă descurajez, faceți ce simțiți. Cam asta e sfatul pe care îl dau tuturor prietenilor atunci când îmi cer un sfat referitor la o situație. Zic, fă ce simți. E cel mai important. Și dacă nu știi ce simți, atunci da, vai, poate cumva te ajut să-ți dai seama ce simți, dar altfel, răspunsul e la tine. Cam multă vorbă într-un loc așa mișto, dar na, ne ajută să ne mai cunoaștem. Noi cu voi, voi cu noi. Ne vedem mai târziu. Cum e apa? Până aici. Așa, adâncă. Îmi plac stăicuțele astea, le-am tot culescuri. Mi se par foarte frumușele. Și că sunt niște unghii false, știi cum erau înainte unghiile alea false? Mamă, știi cât de bune sunt scoci astea de mâncat? Am mâncat o singură dată la restaurantul Nikos, dacă nu mă înșel, grecesc, din București, de pe la Foișor de Foc. Și au fost super bune. Uite că nu mai sunt golașe. Au o denumire ciudată, nu știu cum le spune, nu mai țin minte, dar sunt super bune. Și mai mari, da, uite, astea sunt foarte frumoșele. Mi s-a părut mie sau apa e un pic cam rece așa azi? Da. Vreau să zic că nu te-ai încălzit tu suficient, dar tot voi face o bani. Da, tocmai de asta o să mai stau un pic la soare aici. Au revenit și colegii din Bulgaria cu dupa acolo. Aseară am rămas singur aici, au plecat toți, cred că au fost în camping sau ceva. Și au revenit acum ceva vreme, s-au băgat iar la umbră. Am rămas singur aici și am dormit aseară, a fost super ok. Am făcut o băiță. Rece. Apa e rece, dar e ok. Adică după ce intri, te obișnuiești deja.
Mergem să facem un duș. Acolo unde am mâncat ieri, au și un dușuleț ăsta de plajă. Și după aia cât că-i dăm, să vedem. Am primit mesaj de la Casa pe Drum că au ajuns și ei în Grecia, sunt în Thessaloniki. Și după aia se duc în Lefkada. În Lefkada ne dorim și noi, dar na, mergem mai încet. O să-i dăm azi într-acolo, poate ne întâlnim cu ei azi, mâine. E drăguț să ne intersectăm. Sigur o să ne intersectăm, dar nu știm când. Păi dacă se duc în sud, departe rău și repede. Merge și ei după ei. Prindem. Da, hai la duș și după aia dăm bătaie. E caldă că s-a încălzit pe țeavă, nu? Da, pe care a, deci eu o să prind apa aia și mai rece. La sol. Acestea fiind făcute și spuse, spunem pupipa acestui pâlc de pin și plăjică. Nu m-aș fi așteptat să-mi placă așa mult. Aici avem și, uite, de recicla sticlă, că avem sticla cu care am făcut sport, putem să o aruncăm aici, că e de sticlă, și restul gunoiului aici. Și aici am mâncat și am făcut și duș. Pa, pa! Unde mă duci? Mergem cu soarele. Mergeți cu domnul, mergeți cu soarele. Am ajuns și într-o stațiune, n-aș ști să reproduc numele, dar pare încă activitate, deși teoretic după 15 septembrie se cam închide sezonul și la ei. Așa am auzit, doar că... Nu știu dacă sunt turiști sau localnici, dar e activitate. Hai să mergem la târg, poate găsim ceva, fructe, chestii, poate putem să oprim undeva pe dreapta sau poate facem stânga. Da, vreau la târg, chiar mi-e dor. Vreau la târg, vreau la târg, vreau la târg. Aici nu e stânga. O dreapta? Uite, o dreapta la un bric, eu știu. Am oprit pe aici la un... În Italia tot erau așa târguri de-astea, știi, o zi din săptămână e un târg într-o localitate, o zi în altă. Și am văzut și aici și am oprit să vedem, era super, vedem că ne place. Da. Sper să fie și cu mâncărichii și cu maslinichii, că par doar hăinuțe, dar... Hai să vedem. Vedem acum care-i treaba. Hai din capăt, capăt. Un cadou? Da. Două nectari. Nu, două de-astea părăsă. Care mi-e răsărte. Thank you, Faristo. Adică e mirosit, nu? Super mișto. Dacă vrei tu. Tot 1 euro? Da. Asta, hibiscus. Hibiscus e ceai, super bun. Discuss. Bag? No. Thank you. Faristo. Am mâncat de asta. Ce e asta? Nu știu ce sunt trebuie să ce ceva cu... Un fel de baklava. E super dulce, adică îți nu vrei? Nu. Wow! Nu vreau să-mi bubuie creierul. Mamă, e super dulce. De care vrei? De toate felurile. De 2 euro? Da. 2 euro? Pui și cuși ceva. Stai de vreo cu ciomura, pe via. Vrei să iei ceva sâmbări? Trebuie să văd dacă mai am mai. Nu mai am bani, nu mai mi-aș îndepărtat. Mi-am dorit 2 euro. Nu mai e pepene.
Vrei pepene? I-am mai păstrat 2 euro ca să ia niște pepene, că în aici nu se plătește cu cardul bici. Și aveam niște mărânței. Și știi că am văzut o bucată de pepene. Clar, nu luăm un pepene mare, că nici nu încape în frigider. Eugen oricum nu mănâncă, așa că trebuie o bucățică mică. Și bună. Da, foarte mișto piețele astea, că găsești fix produsele locale la prețuri da, foarte ok. Da, și la prețuri normale. Am găsit și bame pe aici, am văzut la un... în magazin. La un vânzător. Un butic. Ai la vecare cum o știi birea? Da, nu. Ia, vecare, cum vă zis? Cum vă zicam pe dacu sau cu tăi, ne? Paracalo, trebuie să zici. Ah, paracalo. Hai, yes, very spicy. Iar ai primit cadou? Băi, tu mai mult primești cadou decât... Am luat și pepene. Ți-am primit bonus. Trebuie să mergem încolo, e mașina. Și așa am cheltuit tot măruntul. Nu știu cât am cheltuit, dar am fost oricum foarte entuziasmat așa să... Oricum, nu cred că am avut mai mult de 5-6 euro mărunți. Putem să facem după aia... A fost un euro aia, un euro aia, doi aia... Da, da, da. Și am primit super multe, mă rog, multe chestii. Am primit niște piersici și niște ardei bulgăresc, dar ei au zis că e iute, chiar sunt curioasă. Că very spicy! Ardeiul nostru bulgăresc care nu e iute, acum... Și le trebuie să ne oprim să gătim și putem să le testăm. Yay! Vom vedea! Și undeva cu puțin umbrichii. Nu știm cât v-am stai aici, dar clar facem păpasul pentru a mânca ceva din bunătățile astea pe care le-am cumpărat și poate face și o băiță. Pare destul de liniștit pe aici. Și apa mult mai albastră. Astea sunt măslinele pe care le-am cumpărat, Agusta și Cucione. Și ai zis că, mamă, dacă aș avea o terasă de-astea, aș da mocacă. Sunt super sărate sau amare, nu știu, dar cert e că berea asta acum merge de minune. Dacă mănânci două măsline de alea, bagi patru bere da, așa. Mai dacă ești băutor de bere, n-ai cum. Da, dar știi că în Spania de obicei când au, nu știu, ciupitor sau ceva, le dă moca, chestii de-astea, chipsuri, chestii sărate de principiu. Îți vine așa, o farfuriță mică de, măsline, te face să ieși pe a doua lejer. Da. Bun, bun. Mai dăm și mie una. O măslinichi? Da. Da. Mi s-au părut mai bune atunci, adică sunt bune. Sunt, că la final sunt și uriașe. Sunt, la final sunt super amare sau foarte sărate, amare sau sărate. Mm. Dar oricum, bag-o pe asta și după aia iau un gât de asta, să vezi. Și sunt burele pe măsură. Da, ce să zic, da. Merge la pachet, nu dau cu alta. Știți cum e, la fotbal, la meci, la asta, la ceva, la poker, la... Vedeți, de-aia vreau eu măslin, ca să-mi fac eu singură, așa cum îmi plac... Semințe și bere. Păi dacă bagi măsline, sunt și mai sănătoase. Da, foarte sănătate. Astea sunt pâinicile pe care le-am luat, l-am încălzit puțin, n-am apucat să vă arătăm ce mâncăm, că chiar ne-a fost super foame. Am făcut o sălățică cu ce-am luat din piață, plus orez și... Penica asta caldă face toți banii, nu-i așa? Niam, 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 niam. Eu scriu un articol pentru rețeta de ieri, că am rămas datoare pe natural.ro. Iar domnul Petcu... Ce faceți? Nu vă supărați. Se bărbierește. Își face freză. Vrei să te și tânzi sau ești ok? Ești deja tâns. Da. Ce să zic, m-aș bărbieri și eu pe vremea asta și cu viul ăsta. Chiar se vede super drăguț. Începe așa un pic apusul.
Și sunt niște culori super frumoase. Uite ce frumos e. Păi ce să zic? Spor. Bate 5. Mulțumim. S-a schimbat un pic vremea în seara asta. S-a înnorat așa, e vântul un vânticel mai rece. Dar tot frumos e locul. Și între timp, ce mai faci aici? Același lucru pe care îl făceai și când te bărbăreai, articolul. Am rămas datoare de anul trecut, de când am făcut șacșuca, știu că mi-a cerut cineva rețeta. Și acum apuc să o fac, cu întârziere, dar toate la timpul lor. Și un ceai, bonus. Și un ceai, chiar am poftă de ceai. Întotdeauna, ceaiul este binevenit oricând. Succes acolo, la treabă. Mulțumesc, inspirație. Unul stă înăuntru, protejat de plasă, că sunt niște miști țânțari pe aici, iar altul stă afară. Pe mine nu mă mănâncă. Culmea e că ăla care stă afară sunt eu, care pe mine mă mănâncă țânțarii și pe ea nu. Ironia, nu știu cum am făcut-o de data asta, dar da. Sunt mai sigur. Se vede foarte frumos. Cam greu cu focus acolo. Trebuie să veniți să vedeți ce frumos e aici. Eu am postat rețeta și încerc să-mi dau seama dacă se aude. Dar probabil auziți doar valurile. Cert e că aici în stânga este un pâlc de ce? De boscheți. În care am pus eu niște compost, adică niște legume, coaja de la legume ce am gătit azi. Și aud așa, ca un șoricel, nu știu, se aude chestii. Fășnește cineva. Cineva ia cineva. Și mă bucur dacă s-a găsit cineva să mănânce cojițele. Bună seara, bine v-am găsit. Am bine venit doar regăsit. Să vă spunem că e ora de somn, după cum se vede, e întuneric. Și am avut o zi foarte frumoasă. Mi-a plăcut super mult că am găsit acea piață locală. Pe mine îmi face așa să mă încarc super mult. Și apropo de piață, ne-am dat seama că azi am avut o zi abundentă. Da, totul a început dimineața pe plajă. Am găsit 2 cenți. Și acum spre seară, da, și acum spre seară am avut deosebită bucurie și vrem să-i mulțumim lui Adrian. De super drăguț și ne-am bucurat așa când am fost înainte de culcare, am verificat mail-ul și yay! Da, Adrian din Suedia ne-a trimis 100 de coroane, mulțumim frumos, este... V-am rușine. Dar da, e foarte drăguț. E un gest care ne umple inima și ne bucură și cu siguranță ne și ajută. Mulțumim mult. Mulțumim în suflet. Și mâine e o nouă zi. Da. Care ne așteaptă. Nu știu ce se va întâmpla. Ah, și vreau să vă mulțumesc super mult pentru gândurile drăguțe de ieri și pentru mesaje. Acum mă simt mult mai bine care era asta. Nici nu mai știu care e dreapta a fost. Da, i-a trecut doar că gata. Nu mi-am mai băgat capul în apă. De fericire nu e nevoie de doctor. Ca să fiu așa un pic precaută și faza asta cu vata și cu uleiul chiar e super bună, că nu m-am gândit la ea, doar mi-era teamă așa să nu intre vata înăuntru, doar că dacă o ții la suprafață, cât să fie așa un fel de căpăcel, nu știu. Da, exact. Oricum, o să încerc data viitoare când mă bag cu snorkelul. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos și pentru grija pe care ne purtați unii dintre voi și pentru cuvintele frumoase pe care le trimiteți și pentru tot. Da, ne face așa mult mai entuziasmat să împărtășim asta cu voi. Noi suntem entuziasmați de fel, dar așa. Și vreau să vă mai rugăm ceva, cei care vă uitați. Dați și un like, pentru că na, facem chestiile astea, vlogurile zilnice, canalul crește, dar încă e încet și fiecare like pe care îl dați face ca YouTube să recomande video și la altor oameni și chestia asta ne ajută să creștem și mai mult, să ajungem și la mai mulți oameni. Și ar fi o motivare. Caring, ar fi o motivare în plus pentru noi.
Dacă nu faceți, noi tot vă iubim și tot o să facem vlog zilnic, nicio problemă, da, dar ar fi așa o chestie, un ajutor în plus care nu costă pe nimeni nimic. Da, exact. Noapte bună! Salut,